voi, ați discutat și ați luat pulsul. Care este atmosfera acolo când vedem aceste rezultate, Ana, Robert? Bună ziua! De la extaz la agonie, putem spune, pentru că dacă în cursul zilei de ieri toate semnalele arătau că referendumul va fi validat și ținând cont de ce arătau sondajele de opinie înainte de votul de duminică, procentajul ar fi fost unul destul de mare în favoarea votului pro-european. Ei bine, iată că diferența în cele din urmă este una foarte, foarte mică. Sunt câteva mii de voturi care fac diferența între tabăra da și nu. Sigur, înclină această diferență către modificarea Constituției, însă mișcările politice care vor avea loc în perioada următoare sunt foarte, foarte importante, mai ales pentru turul al doilea de scrutin. În ceea ce privește rezultatele la prezidențiale, Maia Sandu, un scor de 42%, Alexander Stoianoglu, care este fostul procuror general, însă susținut de partidul lui Igor Dodon, Partidul Socialiștilor, influențați sau sub umbrela Federației Ruse, 26%. Renato Usati, fostul primar din Bălți, a obținut undeva la 13%. Ca tare e interesant să vedem ce s-ar putea întâmpla în al doilea tur. Iar astăzi alături de noi domnul Ion Tăbârță, analist politic, de asemenea și directorul Centrului de Informare NATO de aici din Republica Moldova. Bună ziua! Bună ziua! Îmi spuneați că situația nu arată foarte bine. Nu arată foarte bine pentru turul 2, pentru că în momentul dat nu este clar de unde doamna președinte Maia Sandu și-ar putea lărgi bazinul electorat pentru cel de-a doilea tur. Diferența dintre ea și Stoianoglu este de vreo 200 și ceva de mii de voturi, poate o leacă mai mult, însă problema este că, pentru Maia Sandu problema, că ea nu poate acumula cele voturi la contraversare ei, care s-au clasat mai jos. În schimb, Alexandru Stoianoglu poate ușor miza pe cele 400 de mii de voturi care le-au acumulat împreună ceilalți candidați. De aceea așteptăm un tur 2 strâns, dar nu avem certitudinea că candidatul pro-european va învinge. În acest moment, diferența a făcut-o votul din diaspora, cel puțin în ceea ce ține de referendum cu certitudine, și în turul al doilea ar putea diaspora să întine balanța. Ce mesaj ar putea acum transmite președinta în funcție către electoratul din diaspora, ținând cont că iată cumva se consumă emoția referendumului pro-Uniunea Europeană odată cu primul tur? Da, dar alta întrebare este pe cât de mult numărul celor din diaspora poate crește, pentru că actualul scor ca și prezență este a doua din istoria ultimilor scrutini din Republica Moldova. În 2020, în turul 2, au fost vreo 250 ceva de mii, aproape 260 de mii, acum au fost aproape 240 de mii. Diferența nu este într-atât de mare, 30 de mii. Haideți să admitem că va fi o mobilizare mult mai mare, dar chiar și ajungând la 300 de mii, nu cred că prezența diasporei, nu cred că va aduce certitudinea unei victorii pentru doamna președinte Maia Sandu. De aceea, în mod special, pe lângă mobilizarea diasporei, doamna președinte va trebui să meargă anume în interior, în a mobiliza electoratul, că din păcate trebuie să recunoaștem că votul interiorul Republicii Moldova a fost pierdut la actuala scrutin, atât pe undeva prezidențial, dar în mod special la referendum. Cum vă explicați rezultatul atât de strâns la referendum? Rezultatul la referendum cred că are câteva cauze. Prima ar fi anume campaniile de dezinformare, care au fost masive, au fost foarte multă dezinformare. Doi, am avut acea influențare cu ruperea alegătorilor și nu neapărat în timpul votului sau în ziua votului, dar prin acea rețea șor care a fost creată din timp. Și undeva un 10% a fost adusă prin a influența acest vot al cetățenilor. Și trei, actualul partid de guvernare nu a lucrat suficient, pentru că o campanie masivă de dezinformare trebuia să fie combătută prin una de informare eficientă și simplă. Însă, din păcate, cei de la guvernare nu au depus efortul suficient și nu au reușit să ajungă la alegători, pentru că electoratul pro-european din Republica Moldova nu este omogen. Avem electoral convins, indiferent cine se află la guvernare, în funcție de mesaje, de dezinformare, oricum se vor prezenta și vor vota pentru. Și după cât se vede acest 50%, este acest electorat pro-european convins,
dar am mai avut tot timpul vreo 20-15% din electoratul pro-european, de centru, undeva cumva moderat, oportun și nu neapărat va vota tot timpul pentru un parcurs european. Și după cât se vede acest electorat pro-european de centru moderat, nu a mers la vot, dar din potriva a mers și a votat contra. În calitatea dumneavoastră și de expert NATO, cum credeți că se va raporta Federația Rusă în perioada imediat următoare până în turul al doilea de scrutin la rezultatele de ieri? Cu siguranță, Federația Rusă a obținut o victorie politică în Republica Moldova. Mari perdanți sunt cetățenii Republicii Moldova, mulți din ei fără să conștientizeze, însă victorioși sunt cei din Federația Rusă. Anumiți geostrategi de la Kremlin cu siguranță vor fi mobilizați să-și intensifice acțiunilor contra Republicii Moldova, pentru că ei vor considera ce s-a întâmplat ieri în Republica Moldova drept un succes al lor, un succes a forțelor pro-ruse și în continuare vom avea o mobilizare, intensificarea acțiunilor pentru următoarele procese electorale din Republica Moldova. Că pe lângă turul 2 de peste două săptămâni ne așteaptă la anul niște alegeri parlamentare care sunt practic hotărătoare pentru parcursul european al Republicii Moldova. Dar vă așteptați și la acțiuni de destabilizare, la proteste, la... Mai degrabă vom avea în spațiu public o contestare a votului. Votului cu referință la referendum. Faptul că în Federația Rusă au fost deschise doar două secții de votare. Va fi interpretat că cei din Federația Rusă nu au votat în număr suficient și, de fapt, dacă ar fi fost 5 secții de votare, votul celor care s-au prezentat în a vota la referendum ar fi fost unul negativ. Această marjă foarte mică pentru va da foarte mult manevră de interpretare, de acțiuni mediatică a Federației Rusă în a lansa campanii de dezinformare, de a influența opinia publică din Republica Moldova.